suntem cu Vlăduța Lupău, ce faci, măi, pui dău, măi? Alerg și mă bucur să întâlnesc foarte mulți oameni care mă apreciază și pe această cale știu că o să urmărească poate și mai mulți și le mulțumesc din suflet pentru toate aprecierile. Uită-te și tu câți oameni așteaptă aici să facă poze. Cu tine te iubește lumea, zi-mi când te măriți. Nu știu, o să vă zic la momentul potrivit. Știi că te-am întrebat și anul trecut. Da, exact, atunci n-aveam inelul, după aia am primit inelul. După aia ai primit inelul, exact, și acum te întreb când te măriți. O să-ți spun, deocamdată nu am o dată fixată. Deci o ție așa suspans. Da. Dar cine-ți cântă la anul tău? O să fie mulți artiști, nu i-am ales. Bun, zi-mi ce proiecte mai ai. Proiectele mele sunt multe, dar pentru că suntem deja imediat în luna septembrie, vreau să pomenesc de proiectul meu din decembrie, Vin acasă de Crăciun, spectacolul care ajunge la al cincelea an la Cluj anul acesta, la Teatrul Național. Aș vrea la anul Sala Palatului și multe... Te țintești sus și din ce în ce mai... Totdeauna sus. Îmi place să țintesc sus. Și asta nu e un lucru rău, până acum ți-a cam ieșit săgețile. Mi-a ieșit, da, și asta e în cea mai mare parte datoria, adică meritul publicului care mă iubește. Dar spune-mi, anul trecut tu mi-ai spus mie în exclusivitate chestia cu medicul veterinar. Sau ai mai spus-o? Nu mai știu, nu mai rețin, că de atunci toată lumea mă întreabă, deci nu mai știu. No, e foarte bun. Cum e cu prietenele tale? Prietenele mele este o melodie lansată de o săptămână. Încă e foarte bine, suntem în topurile celor mai ascultate melodii de pe YouTube. A ajuns foarte bine la publicul care mi-ascultă muzica și mă bucur că atunci când o cânt live, la petreceri sau la spectacole, lumea deja parcă, nu știu, simte că o cunoaște melodia de foarte mult timp și o cântă cu mine. Zi-mi două cuvinte de colaborare cu Asociația Portdumping. Cum e? O colaborare foarte faină, prietenii noștri, și le mulțumim că ne susții și ei și ne iubesc. Și scurt ce le transmiți fanilor tăi? Că iubesc din suflet și sper să fie în continuare alături de mine, alături de formația mea și alături de tot ceea ce pregătim pentru ei în următoarea perioadă. Mulțumim! Vă mulțumesc!